Bine v-am regăsit, dragilor! În următoarele minute vă invit să aflați care sunt beneficiile tătănesei pentru sănătate. Tătăneasa sau Symphytium officinale este o plantă erbacee, perenă, care a fost folosită în medicina tradițională în multe părți ale lumii. Se presupune că în Japonia a fost recoltată și folosită ca tratament tradițional de peste 2000 de ani. Planta este întâlnită la marginea apelor, în șanțuri, fânețe umede, locuri mlăștinoase, zăvoaie și lungi, din zona de câmpie până în zona montană. Industria cosmetică folosește în prezent unul dintre principiile active cele mai importante ale tătănesei, și anume alantoina, care este practic nelipsită în creme de corp și deodorante. Multiplele sale substanțe active au transformat tătăneasa într-un leac miraculos și la îndemână pentru mulți dintre cei care apelează frecvent la fitoterapie. În popor o mai întâlnim și sub denumirea de iarbă băloasă, foaia tati, iarbă întăritoare, iarbă neagră sau rădăcină neagră. În scop terapeutic se folosesc frunzele, rădăcina și rizomul. Rădăcina se recoltează primăvara de vreme sau toamna din luna septembrie până la venirea iernii. Pentru că în această perioadă rădăcinile secretă maximum de alantoină, substanță biologică activă care dă valoare terapeutică plantei. După recoltare, rădăcinile se spală rapid, deoarece dacă sunt ținute mult timp în apă, proprietățile plantei scad. Frunzele se recoltează în timpul înfloririi, pe timp frumos. În anumite afecțiuni, cum ar fi candidoza vaginală și dermatozele produse de ciuperci, sunt recomandate frunzele. Tătăneasa are proprietăți emoliente, expectorante, calmante, antitumorale, cicatrizante, antiinflamatoare, decongestive și imunostimulatoare. Rizomii și rădăcinile conțin alantoină, consolidină, tanin, colină, asparagină, zaharuri, amidon, mucilagii, gumirezine, cantități mici de alcaloizi și substanțe minerale. Frunzele conțin ulei volatil, colină, mucilagii și consolidină. Datorită acestor substanțe active, tătăneasa accelerează vindecarea rănilor dacă este aplicată direct pe piele sub formă de compresă. Alantoina este o substanță care ajută la creșterea celulelor noi ale pielii, împreună cu alte substanțe care reduc inflamația. Planta este folosită și pentru a trata vânătăile, precum și ca adjuvant în fracturi, entorse, întinderi musculare și osteoartrită. Tătăneasa este o plantă larg cunoscută și folosită încă din vremea dacilor, denumirea sa originală în limba dacă este Prodiarnela, ajungând până în zilele noastre datorită consemnării sale de către Dioscoride. În unele zone din țară, tulpinile și frunzele tinere, culese primăvara, se consumă fierte ca legumă, în supe și ciorbe. Studiile scot la iveală un fapt surprinzător și pus de foarte mult sub semnul întrebării. Se pare că tătăneasa conține alcaloizi de pirolizidină, adică compuși chimici care au efecte cancerigene și hepatotoxice. Unii cercetători susțin că tătăneasa este una dintre victimele războiului informațional dintre micile firme care produc medicamente din plante și marile întreprinderi farmaceutice. În SUA, produsele cu tătăneasă pentru uz intern sunt interzise din anul 2001. Ca efectul de intoxicare să se producă, ar trebui să consumăm kilograme întregi de tătăneasă. Înainte de aceste studii însă, tătăneasa și-a dovedit efectele miraculoase în multe afecțiuni, precum ulcerul gastric și duodenal, cât și gastrită hiperacidă. Totodată, protejează pereții stomacului și favorizează cicatrizarea. De asemenea, normalizează tranzitul intestinal și oprește procesul bolii prin precipitarea proteinelor din conținutul intestinal. De aceea o puteți folosi în caz de infecții intestinale, dizenterie și diaree. Folosită pe post de compresă, tătăneasa are și capacitatea de a reduce durerile de orice fel, fie ele musculare sau articulare. Funcționează ca un antiinflamator și analgezic atunci când vine vorba de dureri de spate. Tătăneasa este bogată în calciu și a fost folosită de secole pentru a accelera procesul de vindecare al oaselor fracturate. Unguentul produs din plantă ajută la întărirea sistemului scheletic.
prin calitatea de a stimula eliminarea secrețiilor toxice din arborele bronșic și plămâni, precum și de a stimula refacerea țesuturilor afectate de infecții, mai este recomandată și pentru infecții la nivelul gâtului, tuse, bronșită, pneumonii sau tuberculoză. Este utilă în infecțiile urinare și renale, cât și la tratarea gutei și herniei. Profesor Dr. Constantin Pârvu, în cartea Universul Plantelor, spune că s-a tratat de gută cu ajutorul tătănesei. Decoctul pe care autorul l-a utilizat se obține din 2 lingurițe de pulbere de rizom și rădăcină la 2 litri de apă. Se fierbe 30 de minute, se dă la o parte de pe foc și se acoperă timp de 24 de ore. Se beau 3 căni pe zi, dimineața la prânz și seara, timp de 2-3 săptămâni. Se pare că datorită conținutului de alantoină, planta are un efect puternic antitumoral. Nenumărați pacienți au reușit să scape de durele și periculoasele intervenții chirurgicale folosind tinctura de tătăneasă și extractul apos antitumoral. Se administrează una sau două lingurițe de tinctură de tătăneasă de 3 ori pe zi, înaintea meselor principale. Acest tratament ajută la vindecarea fibromului mamar și uterin, a chisturilor ovariene, cât și a polipilor intestinali și stomacali. Unguentul de tătăneasă are proprietăți antioxidante și anticancerigene atunci când este aplicat pe piele. Antioxidanții din plantă pot distruge radicalii liberi cauzați de razele ultraviolete ale soarelui. Pentru tratarea gastritelor hiperacide, ulcerului gastric și duodenal, diareei, afecțiunilor renale, spondilitei anchilozante, bronșitei, tusei de diverse etiologii, cancerului, herniei și psoriazisului, se prepară un decoct din 2 lingurițe de pulbere de rădăcină sau rădăcină mărunțită la 1 litru de apă. Se fierbe 20 de minute, se strecoară și se consumă 2 căni pe zi. Pentru tratarea afecțiunilor vasculare și a ulcerului varicos, se prepară o tinctură din 20 de grame rădăcină mărunțită la 100 de ml de alcool. Se lasă la macerat 2 săptămâni, perioadă în care sticla se agită zilnic. Cu această tinctură se fac bandajări locale. Pentru tratarea ulcerului varicos, în artrite, reumatism, hemoroizi, arsuri, contuzii, răni, nevralgii, cancer de piele, abcese dentare sau stomatite, se prepară un decoct din 4 linguri de rădăcină mărunțită la o cană cu apă. Se fierbe timp de 15-20 de minute într-un vas acoperit. După ce se strecoară, se face gargară și se clătește bine gura, în stomatite și abcese dentare, iar în celelalte afecțiuni se fac băi locale sau se aplică cataplasme. Cu decoctul obținut se pot face și clizme pentru tratarea hemoroizilor. Florile de tătăneasă au proprietăți tinctoriale. Se folosesc proaspete pentru vopsirea fibrelor naturale în galben. Planta nu este recomandată persoanelor care suferă de afecțiuni hepatice, femeilor însărcinate și celor care alăptează. Tratamentul trebuie utilizat fără a depăși dozajul indicat. Tătăneasa este o plantă controversată, a cărei utilizare se încearcă cu orice preț a fi anulată. Deși se vorbește foarte mult despre potențialul toxic, aceasta și-a dovedit utilitatea în multe afecțiuni, fiind un remediu utilizat și apreciat din vremuri străvechi. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați un like, să îmi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. Consultați medicul pentru orice problemă în materie de sănătate. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc toate cele bune!